Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Principalul eveniment din viața mea intelectuală și chiar personală din această zi a fost întâlnirea pe care am avut-o cu Victor Roncea, căruia i-am dat un reflector pentru a face podcasturi. Este reflectorul pe care l-am folosit eu, care lumina așa. Aici, însă, eu mi-am luat aceste lumini care se dovedesc mult mai bune și pentru că țin în continuare ca Active News site-ul la care lucrează domnul Victor Roncea să supraviețuiască, le-am făcut cadou acest reflector pentru ca să facă și ei un podcast. I-am dat domnului Roncea totodată în rămată prima pagină a curentului, a ziarului Curentul, care reflectă trecerea prutului. Domnia sa este o personalitate care a studiat pe Mareșalul, viața și activitatea Mareșalului Antonescu, este un antirus convins, antibolșevic, un conservator de dreapta și ce puteam să-i fac acest cadou decât curentul înrămat, poate l-a afișat la redacție sau se pune acasă și eu l-am primit la rândul meu cadou și cel care mi-a dat cadou sper că dacă cumva află nu se va supăra pentru că l-am donat unei redacții și într-o redacție un asemenea pagina întâi înrămată, așa se face și la licitație. Deci este totuși un ziar. Este o ediție specială, de fapt, înrămată, nu-i pagina întâi. Că au făcut o ediție specială, sigur că e un eveniment. Vedeți, dumneavoastră, noi să luăm cazul Active News. Active News este un site conservator. Violent conservator, ea spune, multe din articolele publicate acolo nu sunt pe gustul meu, eu sunt mult mai moderat, dar este un site necesar. Întrebarea pe care mi-o pun acum, puteți să vă pune și până este, de ce e nevoie ca acest site, ați văzut, ca să supraviețuiască, să pornească la cerșit în public, în condițiile în care în România există cel puțin 100 de oameni de afaceri care se pretind conservatori religioși, în frunte cu Gigi Becali. Și o să vă dau eu răspunsul. În România, niciun om de afaceri nu finanțează, nu scoate bani din buzunar pentru o acțiune intelectuală, cum să zic, o altă acțiune, dacă vreodată vreunul vrea să facă să finanțeze un ziar sau să participe la finanțarea unui site, se gândește imediat cum să facă un aranjament în așa fel încât să fure de la stat. Asta, dacă în ultimii 10 ani am auzit, m-am plictisit de tema soroșiștii din România. Soros, lanțul Soros. Foarte frumos. Soros este un om de afaceri, un bogătaș, mare om de afaceri, care a decis ca banii pe care i-a câștigat să investească în niște ONG-uri care sunt supuse unui ideal, neoprogresist, libertățile individuale. Sunt banii lui. Problema este de ce nu există și de partea cealaltă, dinspre conservatori, dinspre adepții familiei, oameni bogați care să-și sacrifice banii pentru un lanț antisor, nu, opus lui Soros. Eu, adept al libertății de gândire și al confruntării de idei, eu nu am nimic împotriva lanțului de site-uri finanțat și de ONG-uri, finanțate de Uniunea Europeană, de ambasadele țărilor străine, n-am nici de
Mai Uniunea Europeană finanțat grație Monicăi Macovei, care ca europarlamentar a avut grijă acolo să bată pe la ușă să obțină. Păi europarlamentari sunt și pesediști. Ați văzut vreun europarlamentar pesedist care să umble pe acolo, pe la Uniunea Europeană, să obțină, nu știu, niște bani și pentru un site mai, nu știu, de stânga, să zicem. Nu. Este, sigur că în România noi nu avem oameni de bogăția lui Soros, dar dacă se adună 100 de oameni care totuși sunt bogați și în loc să dea bani pe ibovnice, pe excursii de lux, de, cum să zic, de cultură, de lux, de scârpina pe burtă, în loc să-și facă viloaie cu garduri de aur, da? Păi, sau nu e mai bine să rupă ceva din banii pe care i-au furat. Ei au furat de nouă și să facă fundații. Cred că am reușit spunând, ca să spun și scriind, ca să folosesc o metaforă, că vreau să văd un om de afaceri care zice, bă, am câștigat, am atâția bani în bănci, nu știu cine, am pus deoparte prin testament pentru familie ce-o fi și restul îl folosesc pentru fundație. Mă, o fundație. O fundație care să scoată cărți, să scoate lucruri necomerciale. Nu se poate să avem, totul este comercial. Și monumentele, și muzeele, și cărțile. Sunt groaznice, edițiile critice, sunt fără ăsta, însemnări critice, fără aparat critic. Normal, când cine își poate permite să scoată, să zicem, o ediție critică, nu știu, uite, Sadoveanu, domnul Sadoveanu, oricine, da, un mare scriitor, da? Și o ediție critică presupune, cum să zic, bani, presupune să angajezi istorici, oameni care să cerceteze, să corecteze, să. Bun. Deci, și atunci, dacă în această țară se pretind că sunt conservatori cu familiile, cu religia, cu Dumnezeu, cu biserica, cu crucea, și se spun, numeroși oameni de afaceri, numeroși bogătași, bă, era așa de greu să finanțezi activități și tot ei zic, bă, zice, în România sunt site-uri ale Uniunii Europene, sunt al SOR, site-urile finanțate de Soros, da. Dar de ce nu finanțează și ei? Adică de ce tot timpul vorbim de hashtagiști, de sorosiști, da, vorbim de faptul că într-un caz precum cel al răposatei Iulia Marin s-au găsit în jumătate de oră 300 de site-uri, da? Bun. De ce nu sunt și din coace 300 de site-uri și 1000 de ONG-uri pe partea aia altă? A, nu, bă, pentru că oamenii îmbogătașii noștri, îmbogățiții noștri, nu știu decât să fure de la stat. Și cu banii pe care au furat de la stat, sau și cu profit, nu știu altceva decât să-și afișeze luxul. N-am văzut unul să scoată o carte, o, nu știu, uite, de exemplu, cartea celebră a lui Chirițescu despre Primul Război Mondial. Celebră. A fost scoasă în condiții din alea. Ea, ediția inițială, este o ediție de lux, cu fotografii, cu alea. Cum să scoți? Unde să o vinzi? A fost la o librărie aici, din Piața Romană, nu Papirus, alta, unde se vinde vin. Frumos, nu? E un lanț librarul. Fără, dar sărăcii vând și vin, că cărți de ce se vând. Bun, dacă totuși cultura română, dacă noi am avea în România, cum să zic, oameni bogătași care să dea măcar, nu pe la o sutime din ce au furat, a culturii, să știți că nu trebuie să așteptăm numai și numai de la guvern. În Occident, în America, așa sunt. Ați văzut toți, își fac fundații, ajută. Bun.